Ok, te salut din nou. Numele meu este Flavius și în acest video mi-am propus să vă arăt pas cu pas ce este procesul de SEO, care sunt componentele acestuia și cum ajută acest proces de optimizare a site-ului să îți casezi mai bine site-ul în căutările Google și să atragi clienți targetați pe site-ul tău. În primul rând, trebuie să știm că acest proces de SEO se face pe site și în afara site-ului, deci are trei componente. Imediat să vă arăt, SEO process. Dar în primul rând trebuie să știm ce este SEO înainte de a trece la proces. SEO este practic acel proces prin care noi optimizăm viteza site-ului, cât de bine este el creat, structurat, conținutul de pe site, adică tot conținutul la imagini, la video, la link-uri interne, link-uri externe, până la partea de optimizare off-page, adică să creăm articole și conținut de calitate pe alte site-uri cu autoritate mare în Google, pentru că site-ul o să fie mai apoi mai bine clasat. Deci prin SEO optimizăm site-ul din toate punctele de vedere, și calitativ, dar și din punct de vedere al branding-ului. Pentru că atunci când avem multe backlink-uri, înseamnă că site-ul nostru este unul de calitate și este unul cunoscut. Deci, practic, când cineva caută pe Google, să zicem, caută magazin, hai să zicem, caută piese auto în Timișoara, din orașul în care sunt eu. Când ceva caută piese auto Timișoara, Google afișează mai multe rezultate. Acestea sunt lăsate de tip hartă, adică afacerile care au un cont de Google My Business și l-au optimizat foarte bine, au pe lângă asta orar, au nume, au imagine și au adresă. După care apar rezultatele organice sau câteodată cele plătite, cum ar fi acestea de jos. Acestea plătite, practic, plătim ca să ne afișeze site-ul aici, în prima pagină, care este compus din site, adresă și așa mai departe, titlu, descriere și alte linkuri. După care site-urile fără, care nu au acest ad în față, sunt cele optimizate din punct de vedere SEO, adică au un conținut bun pe site, au link-uri de calitate, au arhitectură bună la site, site-ul se încarcă repede, este responsiv și site-ul are multe link-uri de calitate spre el, de pe alte site-uri. Practic, acesta este procesul de SEO sau de optimizare a site-ului. Deci, practic, noi ca să ne clasăm mai bine site-ul, trebuie să-l optimizăm din trei puncte de vedere. Adică, acum trecem la procesul de SEO, SEO process, în care putem vedea care sunt componentele. Este așa de cuvinte cheie, este foarte important să știm pe ce cuvinte cheie să ne clasăm site-ul. Dezvoltarea unei structuri bune, SEO on page, adică optimizăm titlul, URL-ul, descrierea și așa mai departe, și partea de backlink-uri în care creăm link-uri de calitate spre site-ul nostru. Dar vreau să vă arăt ce înseamnă SEO on page, fiindcă acesta este primul pas, SEO on page. Acesta practic ne arată cum să optimizăm, care sunt elementele optimizate. Adică meta tagurile, cuvintele cheie, titlurile, alt tagurile și alte elemente. Și aici avem cel mai mare control, fiindcă aici putem să organizăm statul în funcție de cerințele Google, să optimizăm titlul, URL-ul și alte elemente. După care SEO off page sau partea de backlink. Aici, practic, noi creăm articole pe alte site-uri, PDF-uri, videouri, recenzii, postări și social media și un blog și în care trimitem link-uri spre site-ul nostru, pentru ca Google să vadă că site-ul nostru este de autoritate. Aceste link-uri sunt ca niște voturi de încredere. Cu cât avem mai multe voturi de încredere și voturi ca lumea, adică de calitate ridicată, cu atât o să avem un standard mai bine optimizat în Google și mai bine clasat. Și mai este partea de SEO tehnic, technical SEO. Practic aici ne optimizăm site-ul din punct de vedere al indexabilității, cât de ușor este el de accesat către Google, cât de rapid se încarcă, cât de responsiv este și așa mai departe. Puteți să vedeți mai multe tehnici pe în canalul meu de YouTube, la secțiunea de tutoriale despre SEO, acolo se arată
pas cu pas și parte în parte fiecare tehnică pe care o folosesc eu pentru a optimiza mai multe site-uri și pentru a le clasa bine în Google. Că aceasta este episodul pentru azi, mai bine zis, video pentru azi, despre SEO. Deci SEO este procesul prin care noi optimizăm site-ul din punctul de vedere tehnic, al conținutului, al link-urilor, al arhitecturii, al link-urilor pe care le atrag și a vitezei de încărcare a site-ului. Mult succes!